Poliția din România este a doua cea mai coruptă din Uniunea Europeană. Cel puțin așa arată un studiu realizat de organizația non-guvernamentală Transparency International. În general, un român din cinci a susținut că a dat mită predominant în spitale, școli, pentru eliberarea documentelor sau poliției, media fiind de trei ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Potrivit sondajului, 7% dintre românii intervievați au spus că anul trecut au fost nevoiți să dea mită polițiștilor. În plus, 24% dintre români consideră că poliția este direct implicată în corupție. Țara noastră se află la egalitate cu Croația pe locul de înclasament, primul loc fiind ocupat de Bulgaria, potrivit studiului Transparency International finanțat de Uniunea Europeană. 40.600 de persoane au răspuns sondajului realizat în intervalul octombrie-decembrie 2020.